Roxana Sârbu sunt, șef birou la Universitatea Politehnică Timișoara, biroul Proiecte Fonduri Structurale. Biroul Proiecte Fonduri Structurale, în primul rând, identifică oportunitățile de finanțare la care Universitatea Politehnică Timișoara poate să aplice. Bineînțeles, aplicăm pentru proiecte care să ajute Universitatea pe parte de dezvoltare instituțională, dar avem și proiecte care sprijină studenții spre a deveni antreprenori și nu numai studenții, ci și membrii din comunitatea locală care vor să devină antreprenori. Sunt proiecte destinate și lor. În ciclul financiar trecut, 2014-2020, Universitatea Politehnică Timișoara a avut două mari proiecte pe partea de antreprenoriat. Unul dintre proiecte, Startup ET. Prin proiectul Startup ET, Universitatea Politehnică Timișoara a sprijinit 26 de studenți pentru a-și înființa afaceri. Ei au primit între 40 și 60 de mii de euro pentru a-și finanța ideea de afaceri. Pentru aceasta au trebuit să creeze între 2 și 3 locuri de muncă în funcție de ajutorul financiar primit. Un alt proiect pe care l-a implementat Universitatea Politehnică Timișoara este SUS Rural, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în mediul rural. În cadrul acestui proiect SUS Rural, oameni, tineri și nu numai, au fost sprijiniți cu 100.000 de euro pentru a-și înființa o afacere. Ei au trebuit să-și creeze 5 locuri de muncă pentru cei 100.000 de euro. Și au fost sprijinite 21 de întreprinderi în acest sens. 21 de persoane au primit sprijin financiar pentru a-și deschide o afacere în mediul rural. Este destul de greu să lucrezi cu fonduri europene din punctul de vedere al birocrației. Sunt foarte multe documente care trebuie depuse, dar orice succes nu vine ușor. Trebuie să muncim, iar dacă credem într-o idee, cred că munca din spate trece în planul al doilea. Important este să ne dorim. Muncim cu drag, facem toate documentele care ni se cer, atât nouă ca și universitate care implementăm proiectul mare, cât și ei ca și antreprenori au foarte multe documente de depus, dar așa ne cere Uniunea Europeană, sunt bani care nu vin ușor, dar vin și sunt o oportunitate pe care nu ar trebui să o rateze. Una este să mergi la bancă, să iei 100.000 de euro și să-ți finanțezi o afacere, iei 100.000 de euro și dai înapoi 200.000 de euro la bancă. Și oricum, dacă nu îi dai, te sună banca să-i dai și trebuie să faci ceva cu acei bănuți. Dacă iei 100.000 de euro de undeva, trebuie să îți implementezi planul de afaceri. Așa că munca cred că este aceeași. Universitatea Politehnică Timișoara, prin proiectele de antreprenoriat pe care le-a derulat, a pus la dispoziția beneficiarilor anumite sume de bani, de la 40 la 100.000 de euro. Sunt bani nerambursabili, pentru care trebuie să-și implementeze planul de afaceri. Oricum, asta își doresc, de asta au depus un plan de afaceri la finanțare, pentru a-l pune în practică.